prima ca noi, într-adevăr, să trecem în Europa și să fim cetățeni ai Europei. Vă doresc toate cele bune, sănătate, la mulți ani! Haideți, deci îi îndemnăm să strângă mâinile reciproc și să se îmbrățișeze într-un semn de solidarizare și de reconciliere, așa cum n-au reușit autoritățile noastre. Urce prutul între noi și plânge, că mi-e greu și lui la fel de greu, la un pal de apă trei de sânge. Noastre. Deși e timp de pace, astăzi mai multe familii sunt despărțite de copii și rămân fără părinți. Nu credem că bunicii și străbunicii noștri au luptat pentru un asemenea viitor. Este trist că, în loc să aducem Europa la noi, ne împrăștiem noi prin Europa, mergând cu vize false, legați pe subtiruri, plătind sume uriașe pentru vize profitorilor. Noi nu vrem o asemenea viață în Europa. Îl invităm aici pe Ștefăner Roșcovanu să ne cânte piesa Copilul Nimănui, versuri și muzică de Gheorghe Uschi.
laureat a mai multor concursuri naționale și internaționale. Ne va cânta un cântec scump spiritului, foarte evocator, Eminescu, drept simbol al dăruirii noastre în pofida vitregirii sorții. Ne-a luat feciorii și fiicele, tații și bunicii. Semenii noștri de pe Nistru continuă să fie sub un regim antinațional și antidemocratic. Pericolul unui conflict nu a dispărut. Românii acolo nu au drepturi. Iar aspirația noastră de integrare europeană este îngreuiată în acest diferent.
Copiii de pe Spre-Nistru i-au colindat de mai multe ori cu tristețe pe deputații din dreapta Nistrului, care însă rămân surzi și indiferenți față de soarta lor. Nu e o mare diferență între modul în care îi tratează Chișinăul și în care îi tratează Tiraspolul. Oferim cuvântul deputatului Anatol Țăranu, vicepreședintele Partidului Național Liberal, să ne spună despre Transnistria în contextul integrării europene. Stimați viitori cetățeni ai Europei Unite, noi astăzi toți ne-am adunat în această piață ca să spunem un da hotărât pentru integrarea europeană a țării noastre. Din păcate, Republica Moldova continuă și astăzi să rămână un stat profund divizat. Iar în această piață, în această stradă, divizează două Moldove. O Moldovă cu tancuri, cu vodcă și cu cașă, și o Moldovă care deja a ieșit din tranșee. O Moldovă orientată spre Europa. O Moldovă care vrea să devină un stat cu adevărat european. Astăzi, dincolo de Nistru, copiii, consângenii noștri, sunt asupriți de un regim care, de fapt, are foarte multe tangențe cu acela care există la Chișinău. Nu e bine într-o zi de sărbătoare să vorbești niște lucruri dure politice, dar, din păcate, situația astăzi e de așa o natură că nu putem, chiar și într-o zi de sărbătoare, să nu vorbim despre aceste lucruri. Vorbind despre Transnistria, vreau să vă spun că niciodată nu să putem să-i apărăm pe cetățenii noștri dincolo de Nistru, atâta timp cât noi, aici, în Moldova, în Basarabia, în partea de dreapta Nistrului, nu ne vom uni. Și ceea ce s-a întâmplat astăzi este foarte semnificativ pentru noi, pentru politicul moldovenesc. Astăzi, aici, în această piață, s-au întrunit partide politice, care nici de cum nu pot să se unească în Parlament și în alte locuri, dar aici Europa i-a unit. Și este foarte important că mai departe aceste partide să meargă împreună și să lupte pentru ca Moldova să devină o țară europeană. Stimați consângeni, stimați cetățeni, n-a rămas mult timp. Libertatea e aproape, dar trebuie să luptăm pentru această libertate. Ieri, în Parlamentul Republicii Moldova, forțele antinaționale au votat o lege care se numește Concepția Securității Naționale. Noi, reprezentanții opoziției, am numit-o Concepția Securității Antinaționale, fiindcă această concepție vine să legitimeze faptul că Republica Moldova a Chipurilor este o țară polietnică și multinațională. Multinațională e normal, sunt mai multe naționalități care trăiesc în Republica Moldova, dar de ce polietnică? Pe noi, pe moldoveni, pe românii moldoveni, încearcă să ne lipsească de faptul că noi suntem acei care am întemeiat această țară. Pe noi încearcă să ne lipsească nu numai de bunurile acestei țări, dar și de țară însăși, de țară care se numește cel de-al doilea stat românesc. Pe noi încearcă să ne lipsească de glia strămoșească. Dacă nu vom fi capabili să ne unim, dacă nu ne vom fi capabili să mergem împreună și să răsturnăm acest guvern antinațional împreună cu aliații lor, înseamnă că dintotdeauna vom fi așa, tot așa asupriți și cea mai săracă țară din Europa și niciodată nu vom deveni membri ai Uniunii Europene. Astăzi, apelul nostru este unire. Numai prin unire putem să devenim europeni. Vă mulțumesc! Unire! 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 Vreau să-i rog pe domnul Andrei Vardec, Nicolae Dabija și Valeriu Sacraneanu, dacă sunt aici, să treacă în prezidiu, sus. Vă rugăm să veniți. Învață pe copii limba română, istoria adevărată. Este adevărat că școlile românești de pe Nistru rămân ale nimănui. Și la Chișinău, și la Tiraspol sunt aceleași regimuri antinaționale. Însă populația românească din stânga Nistrului vrea libertate. Libertate, libertate, libertate! În continuare, Laura Jitarciuc din Grigoriopol,
ne va interpreta cântecul Înger Alb și Doină. Această minunată doină. Salutăm participarea la Ziua Europei a reprezentanților mișcării social-politice Acțiunea Europeană. Oferim cuvântul domnului președinte Anatol Petrenko și echipei domniei sale. Mulțumim! Stimați concetățeni, Hristos a înviat! Cu ocazia Zilei Europei 9 mai, Mișcarea Acțiunii Europeană pledează pentru integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, spațiul căreia aparține de mult timp, atât geografic, cât și istoric și spiritual. Suntem alături de miile de concetățeni ai noștri,